Bună dimineața! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Deci eu am ajuns până lângă biserică, deci n-am găsit un loc de parcare, care cunoaște Palermo știu care e, s-a dus soțul meu. Deci se poate cumpăra lumânări și din afară să te duci, dar noi am vrut să luăm din biserică. Deci să plătim acolo în biserică și am muzică. Și să luăm de acolo, sfințite. Deci ca să vedeți că e cum am luat-o, n-am putut să stăm toată slujba, pentru că noroc am fost anunțați că n-o făcut la 12 noaptea, o făcut, ea s-a aprind. Deci asta e din biserica românească, biserica ortodoxă. N-am putut să stăm, pentru că noroc am fost anunțați de o fată româncă, zice, veniți acum, la ora 10 s-o ținut, că nu le-o dat voie să facă la 12 noapte. M-a durut sufletul. Credeți, m-a durut sufletul. Deci ce înseamnă să fii... Deci mă rog la Dumnezeu și o să, cum a zis soțul meu, o să încercăm și să vorbim și cu preotul, cu nu soțul meu. Pentru că Biserica Ortodoxă Română e scrisă în Ministerul Cultelor în Italia. Și aici încă s-au mai făcut câte ceva. Le-o dat, dar sunt alte localități care nu le-au permis. Știți voi care locuiți în Italia? Ca peste tot, oameni buni, oameni răi. Fetelor, eu o să vă fac și un, o premieră sau ceva pe drum, sau un pic de live, ca să vedeți să pot să schimb camerele. Vă doresc un Paște fericit, un Crist. Deci prima dată Hristos a înviat și chiar dacă sunt în doliu, am înțeles că am vorbit că, bine, noi o să renunțăm, nu că renunțăm, după 40 de zile știți cum e, pentru că mai avem și evenimente din astea, nunți și alte chestii care sunt programate pe anul ăsta. Deci pot să zic, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Și celor din morminte, viață dăruindu-le. Și vă las pe dumneavoastră până la trei. Mie îmi vine să plac. Pentru mine nicio cântec religios din nicio religie, nu mai așa, pe suflet ca asta. Deci, vă doresc tot binele din lume. Lumina Sfântă, care a intrat în casele voastre, în inimile voastre și în viețile voastre, să binecuvânteze familiile, casele și tot ce vă doriți. Vă mulțumesc, te-am uitat să vă mulțumesc pentru cei 9.000 și ceva de înscriși. O felicit și pe Lorena, pentru că și ea o trebuie și paragul de 9.000. Și pe tot... care vă mulțumesc că sunteți alături de noi și la toată lumea, Hristos a înviat. Și vă pup și vă doresc numai bine, numai și numai bine. V-am zis, îmi pare rău, deci a venit soțul meu, mi-a adus lumânarea și m-am dus și eu pe jos. Alina, dacă știi unde e teatru, dacă știe unde e teatru Massimo, până la... Dar dincolo, a stat în Via Cavour. Și ne-am dus pe jos, pentru că nu se putea. Era multă lume, multă lume. Deci eu n-am putut să ajung lângă biserică. S-o ținut de la 10 la 12. Că nu le da voi mai târziu, pentru că preotul nu știa că e biserica mică, e lume multă și a pus o plasmă afară. Și vezi, Doamne, se deranjau. Cântă și pipă. Și eu am stat mai, cum să zic, trebuia să stea cineva în mașină, că eram, cum să zice aici, dopia fila. Deci am fost lângă cineva și dacă venea omul, nu? Și a fost frumos. Dacă era mai aproape de noi, dai departe de noi. Deci noi stăm unde e stațiunea centrală și Teatru Massimo e și noaptea, în fine. Dar a fost frumos. Da, noi da voie să lasă lumine, deci... Am stat, ne-am uitat la plasmă și atâta tot. Am fost, cum să zic, eu îi mulțumesc Dumnezeu că mi-a dat sănătate
și anul ăsta să particip și la noi, la Sfânta Înviere, și la frații noștri ortodoxi. Și vă doresc ca lumina asta să pătrundă la toate religiile, la toată lumea, indiferent ce religie și-o ales în viață. Vă pup! Dumnezeu să ne ajute! Așa, ce ați făcut, ce ați pregătit? Acum, de-abia aștept să mă uit pe Facebook. Ei, că o să văd la toate prietenele mele. Mesele, frumos aranjate. Mă, fetelor, și eu aș fi arătat, credeți-mă. Știți când am pus eu un pic așa, când eram în pandemie? Când eram în pandemie, când nu eram cu toată familia, știi, cu, eram numai noi doi. Și când a fost, că știți, când în Italia a fost carantina mai mult și am avut și noi COVID. Noi de un Paște am avut COVID, eu și soțul meu. Și am făcut. Și... Dar nu de Paștele nostru. Noi am făcut și de Paștele Ortodox. Uite, aseară, de asta m-am dus eu. V-am zis, chiar că suntem catolici, prima mea soacră respectă și tradițiile ortodoxe. Și dacă eu am făcut sărindarul de lumină aseară, am aprins și eu lumânare pentru soțul meu, fostul meu soț, pentru socrul meu, primul meu socru și pentru al doilea, pentru că și el al doilea a murit fără lumânare, a murit în spital. Și știți că la ei nu e cu lumânarea. Și la noi, la catolici. Pipo! Ce am parlat-o noi duie? Și m-am așa. Acum plecăm, o să vă arăt. Plecăm frumos la alta vila, la Madonna de Milicia. Ne ducem acolo la slujbă, când ne întâlnim cu neamurile de acolo, ne ducem la niște neamuri. Luăm neamurile la rând. De acolo s-au încălzit, plecăm. Știți cum e? Mai au venit și ei la noi, dar ne mai ducem și noi la ei. Și e acolo icoana, o icoană care se zice și la, cum la noi, făcătoare de minuni. De acolo ne ducem la ei. Deci astăzi sunt musafir. Dar e bine să fii musafir. Bă, ce bine să fii musafir. Pun de masă, ia-te masă, nu te interesează, nu nimic. Parcă de o bucată de timp suntem cu vorba lui bărbatul meu, cam haimanale, cam musafir. Și am transmis, deci eu transmit încă o dată, Hristos s-a înviat la toți prietenii noștri ortodoxi. Așa. Dar acum am vorbit și cu fetele mele, oamenii de la noi, și le transmit Hristos s-a înviat. Și noi ne-am dat liber până duminica viitoare. Ei, au zis, nu, noi miercuri venim. Zice, așa, că să avem pe inimă, că uite, că așa venim. Zice, ce să facem acasă? Ce să facem? Ce-i de făcut? Ei au părinții acasă, deci fac tot, găsesc. Deci și-au făcut case cu părinții. În curtea părinților, acolo, deci e separat, dar sunt acolo părinții care... Și în alte ordini de idei, am primit mesaje, ce s-a întâmplat de seară, eu am intrat să salut, să zic Hristos a înviat la toți vloggerii și la care, aveți dreptate, a fost o cursă pentru Daniel și îi rog pe aia doi să vină ca să... Bine, eu oricum le iau cheile. Și pentru că, nu pentru Daniel, nu, pentru că eu n-am permis la nimeni să fie înjurat și bajocorit pe canalul meu, mai ales la care așa, care are canalul. Și pentru că a permis așa ceva, eu nu vreau să mai am de face, de nicio culoare. Iar chestia că o zis Daniel de mine și cu asta, nici cu dovezi nu cred. Nu ține. Și nici la zeiță, stați cu minți,
că nu ține chestia asta. Vă era comod când Daniel înjura pentru voi și făcea și, dar nu vreau, nu. Haideți, nu mi-aduc aminte. Deci, răspund de bun simț, nu, n-am stat. Deci, când a început, nici nu vreau să spun. Sâmbăta Paștele, ce era acolo? Ferească Dumnezeu. Deci, calitate umană. Deci, calitate umană, s-a văzut. Deci, sunteți, cum sunteți grupați acum, sunteți așa de bine, ține, să vă țină Dumnezeu așa, echipa aia. Că sunteți foarte bine după calapost, tot. Așa. Și după aia eu am închis. După aia mi s-a spus. Vreau să mai sublinez o chestie. Când are Lorena unghii, uite, nici eu n-am. Eu am făcut o infecție odată de la așa ceva și nu mai fac. Îmi fac normal. Astea care să fac. Și nu unghiile face o doamnă. Ce iese din gură de calitatea de doamnă la o femeie. Și astea se egale cu zero. Și de mine, când am avut oja cu unghi, pusă oja aia crăpată, specifică, mi s-a spus că vin cu unghiile crăpate. Atâta se știe, atâta se poate. Păi fata aia are doi copii. Lorena are doi copii. Să-i trăiască frumoși, inteligenți. Muncește, poți să muncească orice, l-a spălat de orice. Știți care aveți copii. Știți câte sacrificii îți faceți pentru copii. Și în ce condiții se muncește. Și câte lacrimi. Și câte. Și pleacă omul de acasă, nu de bine. Deci, care vin de acasă și mai ales cu o familie și copii. Nu de bine vin oamenii ăștia. Au probleme. Vor să-și facă, au probleme. Vor să facă un viitor la copii. Când ai copii, nu te lași pe tine. Păi ce să fac și eu? Să demonstrez cui și ce? Să scot extrasele de cont sau sumele care se arată pe acolo? Eu numai de Crăciun am cumpărat numai două telefoane și un laptop a fost. E laptop profesional. Suma aia. Plus altele. Am cumpărat 6 telefoane. iPhone. Și vreau să nu spun. Și da, dar la nepoți. La finanțatele nepoților. La asta, pentru că. Eu uite așa. Râca fetelor e de la. Nici nu pot să zic. E de la. La abonați, de la vizualizări. Ce să fac? Dacă noi știm să facem contente și alții să țin numai de tâmpeni, suntem noi de vină? Nu suntem noi de vină cu nimic. Așa. Am zis așa doar că mi-a spus din bun simț și de aia că mi-ați scris că Nu intru în polemice cu nimeni, decât nu vreau să mai vină pe canalul meu persoanele a două. Nici nu vreau să aud. Nu vreau. Pentru că se încearcă în vârligături și neadevăruri și mai ales cuvintele alea care au spus că le-au spus Daniel, e fata care mi-a spus și mi-a trimis captura, s-a spus pe alt canal și nu de Daniel. Deci, bă, dacă mințiți, mințiți frumos și credibil. Și apropo cu zeița, că mă manipulează Daniel când vreodată. Din contra, nu că îl manipulez, dar tot timpul zic, Daniel, stai cu minte, Daniel nu face cozi. Niciodată. Și cu zeița, niciodată. Zeița, din bunul ei, cum să zic, ea nu că nu ne lasă, că nu facem noi, că nu vrea zeița, nu. Ea îmi spune, Silvia, te rog frumos, stai, și ați văzut că o spus și direct. Nu te băga. Păstrează-ți canalul curat. Păstrează-ți cu frumos. Cu toată lumea aia frumoasă care o ai tu. Cu urmăritorii tăi frumoși. Stai acolo. Dincolo mă ocup eu. Și așa i-o zis și lui Daniel. Daniel iar a început să iasă de nebun pe câmpiile lumii. Să aibă războaie care el ar fi trebuit să nu să o terminat cu hate-ul.
să-și vadă, ați văzut cum au crescut. Și asta deranjează. Noi am făcut canale, n-am făcut tribunale. N-am făcut că, vai Doamne, ce fac eu pace și dedesubt spuse la cale războaie. N-am făcut așa ceva. Eu personal nu. Și Daniel, fiind învățat așa, mai are scăpări. Când au văzut că Daniel s-a ridicat, are vizualizări, are abonați, ori turbat. De mine și Lorena nu mai zic. Și de Titina nu mai zic. Că noi am început cam... Noi n-am plătit să facem canale. N-am avut și n-am altceva. Strehaia nu e Vaticanul, stat în stat. Nu-i nimeni papă la Strehaia. Eu de acolo am început canalul. De acolo, cu lumina și cu chestiile alea. Și nu, cine să-mi interzică mie? De acolo, deci toate fetele mele, de acolo ne-am cunoscut. Păi e un voluntar sau voluntar, că nu se știe. Cine interzice să nu se vorbească despre aia, îi sapă pe aia. Că nu o să mai, aibă niciun urmăritor până la urmă. Pe aia îi sapă. Că pe oamenii ei nu-i deranjează. Nu-i deranjează deloc. Și eu vă iubesc. Vă doresc un Paște fericit, să vă distrați și nu vă mai deranjez decât atât am vrut. 15 minute și mai fac așa, să văd o premieră sau un live, să văd așa, să vă arăt. Cred că nu premieră, tot un vlog. Tot un vlog să-l vedeți când sunteți liberi. Că nu vreau să vă deranjez. Nici cu directe, nici cu live-uri, nici cu nimic. Am promis că aduc... lumânare de la Biserica Ortodoxă, v-am cântat un Hristos a înviat, că sunteți fetele mele cele mai și băiețe și toți urmăritorii mei și o să fac doar tot un vlog, să văd când îl pun, ca să nu vă deranjez, astăzi să vă distrați, să fiți fericiți și vă pup și vă iubesc și încă o dată când dați un cioc și pentru mine. Eu n-am făcut acum. Ați văzut că am făcut de Paștele Catolic, am făcut. Acum n-am făcut că... Nu știu de ce n-am făcut. Puteam să fac. Dar atunci erau fetele și am făcut. Hai să recunosc. Vă pup. Paște fericit. Și sănătate și ce vă doriți.